Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. Asta, prin luminițele, luminițele. Așa, la alegere despre ce au gândit despre voi prima oară când v-au văzut. O să avem și partea a doua cu altceva, continuarea. Și poate și partea a treia, așa, patra, în fine. Deci, prima oară când v-au văzut. Mai multe seturi de cărți le-am amestecat, le-am curățat. Haideți să vedem ce cărți apar. Aveți de ales între numărul 1. Acesta e un soi de albastru foarte închis spre un gri, ceva petrol. L-aș asocia, nu știu cât se vede. Ia, să-l pun așa. Poate e mai bine să stea așa. Ia, l-aș asocia cu ochiul de vultur. Dar nu știu dacă se vede suficient. Așa. Vedeți? E interesant. De foarte închis. Nu e onyx, nu e. Nu știu ce ar putea să fie. Apoi, așa, să rămân tot cu cartea aceasta. Numărul 2, haulitul. Și numărul 3, acest jad. Ups, uite de ce s-a... Cred că a fost un eveniment neașteptat. Yes! un eveniment neașteptat. Nu s-a așteptat să vă vadă, să vă întâlnească la numărul 3, dar vedem. Ia să îmi pregătesc cărțile. Voi vă puneți pauză, da? Și eu voi începe să extrag cărțile. Pentru numărul 1. Hai să vedem contextul. Am un set de cărți pe care îl voi folosi pentru context. Și vedeți, verificați. Dacă nu iese, căutați alt număr, încercați alt număr. Momentul în care v-ați întâlnit. Momentul din perspectiva voastră. Da, hai să vedem din perspectiva voastră mai întâi. Ce făceați voi în acel moment? Momentul în care v-ați întâlnit și v-ați văzut prima oară. Ce făceați voi? Sunt multe, prea multe. O carte maxim două. Mare preoteasă. Deocamdată o să mai iau o carte pentru voi, Marea Preoteasă. Voi ați intuit că se va întâmpla ceva. Erați conectați la intuiția voastră și undeva, eu știu, în conexiunile voastre, vă pregăteați să plonjați înspre misiunea voastră, înspre vindecare, înspre o nouă etapă în care să manifestați încredere în voi, dacă sunteți doamne mai ales. Văd elemente feminine, rămâne așa. Dacă sunteți doamne, asta făceați în mod special. Dar mai dăm o carte. Erați... Încă o carte, clarificăm. Cinci de monede și nouă de spade. Ce simt? În primul și în primul rând, aveați pe cineva lângă voi. Poate că unii dintre voi vă simțați abandonați de altcineva, vă făceați griji, erați după o oarecare decepție într-o anumită privință, 9 de spade și 5 de monede. Dar nu se vedea, evident, cu Marea Preoteasă, nu se vedea. Posibil, cum am arătat mai devreme, încerca să depășiți cu 8 de bâte acel stres, acea problemă. Problemă financiară, poate și de sănătate,
Încercați să depășiți, eventual, repet, sentimentul de abandon. Aveați pe cineva cu voi, poate un copil, poate nu neapărat al vostru, poate un cățel, poate pisica la plimbare mai greu, dar aveați pe cineva în preajmă de care trebuia să aveți grijă într-o anumită formă, unii dintre voi. Și aveați destul de mult stres, gânduri, stres. Că ceva nu iese. Și totuși, cum am văzut mai devreme cu 8 de bâte și cu stea, vrea să mergeți către vindecare, cărțile acestea confirmă că aveați o problemă, o grijă. Nu doar financiară, poate și sentimentală. Dar intuiția voastră v-a spus eventual să ieșiți din casă sau că ceva se va întâmpla sau că, eu știu, voi știți ce v-a spus intuiția sau poate ați și uitat ce v-a spus intuiția. Simțeați că ceva se va întâmpla. Oricum, ați fost conectați la divinitate în acel moment. Și erați pregătiți să-i întâlniți eventual. Energia voastră. Ia uite, regina de cupe. Pregătiți să iubiți eventual cu regina de cupe, să vă simțiți victorioși, să vă să o luați de la zero, ia uite, să o luați de la zero. Să vă exprimați speranțe, gânduri, visuri, emoții. Da? Valetul și cu regina de cupe, inclusiv să vă întâlniți un suflet pereche, care poate să fie și o prietenie și o colaborare cu cineva, care să vă scoată eventual din starea în care erați. Așa, acum energia lor. Wow! Deja vedeți, nu? 5 spade. Wow, marele preot invers. Ha! În primul și în primul rând, cu marele preot invers, probabil, dacă erau căsătoriți, aveau probleme Ia uite, apare și 8 de cupe și 9 de monede. Probleme în căsătorie. Își doreau să se elibereze de o căsătorie conflictuală. Și dacă nu e căsătorie, marele preot reprezintă un profesor, un contract la locul de muncă uneori. Poate să fie un contract în care aveau conflicte. Și de care erau oarecum sătui, ar fi vrut 8 de cupe să meargă către 9 de monede, către independență. Ceva i-a apăsat 10 de bâte și vreau să schimbe energia. Trebuiau să reziste pentru bani, eventual pentru, da, pentru bani. Poate că erau căsătoriți, poate că aveau relații de dragoste în care trebuiau să țină acolo, eu știu, niște chestiuni financiare. Dar, dacă nu erau căsătoriți, că marele preot poate să fie și un personaj care nu prea vrea să fie căsătorit. Probabil că avea probleme acasă. Marele preot reprezintă și casa, familia, părinții, rudele. Acolo sunt probleme. Oricum sunt și au fost și sunt, așa sunt canalizată, inspirată să zic, sunt în continuare probleme acasă. Au fost și înainte, au fost și când v-ați cunoscut, au fost întotdeauna probleme acasă, în casa lor. Discuții. Discuții, argumente, certuri care mai. Este un personaj masculin cu care se ceartă periodic și o figură feminină foarte manipulatoare care face pe victimă. Uite, uite ce ai spus, uite ia, ce ai spus. Și după asta începe tot drama. Asta simt. Momentul. Interesant aici este stradă. Pentru unii v-ați întâlnit pe stradă. Interesant, Marele Preot și Marea Preoteasă. Voi sunteți, ați fost conectați, chiar dacă aveți probleme, fiind conectați la intuiție, voi știați că va trebui să le depășiți într-un anumit fel. 5 și 5, interesant. Niște probleme aveați amândoi. Spade și spade, amândoi. Dar voi erați altfel, mai deschiși. Către ce urmează să vă ofere Universul și
Da, mai deschiși, a spune cu Marea Preoteasă. Intuitivi? Doamnele, eventual? Sau voi? Vine. Și ei. Situația, momentul. Cum v-ați simțit voi și cum s-au simțit ei? Wow! Liliacu. Iar, într-un anume tip de întuneric, și Marea Preoteasă stă în întuneric și vede, dincolo de întuneric, vede lumină. Chiar dacă sunt gânduri și sunt probleme financiare, repet, și voi știați că va fi bine, nu știm când, poate nici atunci n-a fost bine, poate nici acum, dar la un moment dat cândva voi știți că o să fie bine. Liliacu, energia voastră. Am zis, voi vedeți în întuneric. Chiar dacă sunt probleme, voi vedeți că asta face. Puteți să vă găsiți locul, apropo de 5 de monede, chiar dacă vă simțiți abandonați, ecolocați, iaude. Puteți să vă găsiți locul, simțiți vibrațiile. Dar, interesant, iaude, ecolocația are și balena. Posibil să-i fi simțit și pe ei. E o chestiune de mișcare, de rapiditate. Poate că unul dintre voi circula cu viteză. Poate că unul dintre voi avea vreun print, animal print. Știți cum mai folosesc eu, sau camuflaj. Poate, nu obligatoriu. Poate, nu toți, pentru că variază de la om la om. Unii ați fost pe lângă o apă, balena, dar nu e vorba doar de apă, e vorba de o comunicare foarte telepatică și intuitivă. Insesizabilă. V-ați atras. V-ați atras, clar. Însă voi, în acel moment, erați într-o... Pentru mine, această carte reprezintă moartea. Este a 13-a, în seria de, ce, de aer. Erați într-o plină, și avem 9 de spade și i-am zis Marea Preoteasă, într-o plină transformare. Energia voastră. În plină transformare. De la o situație foarte neplăcută, repet, inclusiv financiară, sentimentală, poate chiar și mentală, spirituală, că nu stau să intru în foarte multe detalii, poate pentru unii, dacă vă mai aduceți aminte, să fi fost lună plină, posibil. Hai să vedem energia lor. Energia lor. De cupe. Interesant, apar două animăluțe, două răzătoare care sta al treilea răzător. Două se ridică, al treilea este în întuneric. Și mielul este mai domol. Elemente de pământ, de pământ, de pământ și de apă. Ce simt? Parcă ar fi un binoclu. În care v-au văzut pe voi. Și o lume, un capitol, o etapă în viața lor a fost nu musai închis, cât încadrat. Ca să puteți să ieșiți voi în evidență. 10 de cupe. 10 de cupe poate să fie căsătorie fericită, dar aici nu apare căsătoria, apare Marele Preot invers și apar și argumente. A, posibil ei să încerce să pare, să încerce să pară fericiți, dar de fapt să nu fie. Dacă sunt căsătoriți, să fie probleme în căsătorie și să pară fericiți.
mai ales când vă văd pe voi sau când v-au văzut pe voi sau în general, poate să fie și în general. Acest iepuraș este un simbol masculin și e destul de alfa. Pentru cei care nu sunt căsătoriți, știți că nu sunt căsătoriți, ci sunt mai aventuroși, mai playboy, că e imaginea de playboy, posibil ei încercau să pară fericiți, cuceritori, dar în spate ascundeau niște traume, niște frici, niște probleme. Acum. Ce mai simt? Interesant. Posibil ei când v-au văzut pe voi să fi devenit foarte emoționali. Conștient sau inconștient. Foarte emoțional, 10 de cupe. Să vă vadă ca pe un ideal. Ia uite, sunt înconjurat de întuneric și apare o ființă colorată. Și voi, când i-ați văzut pe ei, să, posibil noaptea sau la o lună plină, neapărat să fi fost luna pe cer, dar cum a fost astăzi, da? Lună plină, dar a fost și ziua, da? Să fi fost destul de suspicioși. Să fi simțit un anume tip de mister. Sau ceva periculos, Liliacu. Referitor la ei. Hai să vedem. Puteți să schimbați pozițiile, dacă, dar în general, aici sunteți voi sau energia feminină și aici sunt ei sau energia masculină. Vedeți cum rezonați. Ce au simțit ei înainte, da? Când v-au văzut prima oară. Prima oară vorbesc, când a fost prima întâlnire. Ce au simțit ei? Și am zis că să fiți și voi ca să puteți să vedeți cât rezonați. Pentru unii, nu știu de ce simt aici la marele preot și 5 invers și 5 de spade cu argumente pe stradă, un personaj care tocmai a ieșit dintr-un argument pe stradă sau o situație, poate a fost o chestie, o ambuscadă, că văd și niște roți, o mașină, chestii, argumente. Dar în mod special, un personaj obișnuit mai mult cu strada decât cu familia. Înțelegeți voi ce vreau să spun. Personaj care nu... Ce-a simțit voi? 4 de cupe. Dar vine invers. Thank you.
Eu simt, am rămas așa un pic pe gânduri, încerc să văd ce simt. Simt că ați avut așa senzația că încă o situație care pare plăcută, dar va fi neplăcută. Cu alte cuvinte, un anume tip apropo de intuiție. Ați trecut, erați prin transformare. Da, lucrurile par frumoase, dar sunt pregătită de refuz. Ah, interesant. Sunt pregătită de refuz. Însă ați comunicat. Posibil voi ați comunica primii. Posibil, voi ați comunicat pentru că e semn de aer. Dar erați pregătiți să fiți refuzați. Sufletește. Căci oricum pare să aibă opțiuni, trei de cupe. Ce nu vedeați? Nu vedeați că lucrurile totuși vor avansa, vor fi avansate atunci și se va transforma într-o de la 8 de bâte la 8 de spade, într-un anume tip de obsesie. Între voi a devenit în timp un anume tip de obsesie. Hai să vedem ce au simțit ei când v-au văzut. Voi știați că trebuie să comunicați ceva, ceva important? A zis, posibil să-mi răspundă, să nu-mi răspundă, ceva de genul ăsta. Oricum pare preocupat, posibil că are pe cineva, are prieten, are chestiuni, în fine. Ce au simțit ei? Ce au simțit ei? Wow, puterea! Fantastic! Am zis că voi aveți așa o energie. Foarte puternică. Și ei, dar încă nelucrată cu marele preot invers. Ei n-au credință, în primul rând. Dar încearcă să pară bine. Ce au simțit când v-au văzut? Au simțit că sunteți puternice, măi. Au simțit că sunteți puternice. Aici apare un 4, aici un 8. Transformare. Și 13, a 13-a carte din semnele de aer. Sunteți foarte puternice. Dacă sunteți doamne foarte frumoase, foarte misterioase, da, misterioase pentru că sunteți îmbrăcate, misterioase. Și că îi atrageți. Ce diferență? Ce au simțit când v-au văzut? Am zis că tot un jur s-a separat și ați apărut voi, colorate. Ia uite-ți, eu încerc, iar încerc. Da? Poate că un nou capitol s-a deschis în viața lor, poate. Dar aș spune că au intrat într-un anume tip de cerc magic. Nu muzei de karmă, rămâne de văzut sau poate vedea la celelalte etalări. Da? Interesant, poate, iar mi se confirmă că erați undeva la un drum, șase de spade, mai ales ei. Mai ales ei erau la un drum. Ce au simțit când v-au văzut? Un anume tip de speranță apare steaua în depărtare. Că aveți de trecut multe ca să împliniți ceva, dar un anume tip de speranță, 10 de cupe, i-am zis, este energia lor în care au încercat să pară, încearcă să pară mai fericiți și mai buni decât viața lor reală, dar este și energia pe care le-ați dat-o voi. Așa cum și 13 este energie interesantă. Am vorbit de un street boy, de bărbați de stradă, sau obișnuiți cu strada sau cu, nu știu, ceva periculos și voi ați intuit. E o schimbare de energie, știți? E ceva dangerous, periculos în acest personaj. Interesant, vorbesc de o femeie și apare bărbatul, vorbesc de un bărbat și apare femeia. Ar fi vrut interesant să vă invite
undeva. Să călătoriți, să mergeți, să discutați. 6 de spade și regina de spade. Să discutați, să riscați ceva, să o luați de la zero. Cu alte cuvinte, energie destul de puternică. Casa 8-a, 8 mă duce cu gândul și la casa 8-a și leul la impulsuri sexuale, probabil că a avut și ceva chestiuni. Un impuls sexual, o atracție fizică față de voi. Destul de mare. Ce-au simțit când v-au văzut. Ce ați simțit voi? Ia. O dată. De două ori. De trei ori. Repet, aici sunteți voi, aici sunt ei. Sau aici energie feminină, aici energie masculină. Dar dacă chiar vreți, e nevoie, puteți să schimbați pozițiile. Ce ați simțit voi? Regele de aer, iar aer. Ups, ca o măști. Am zis că sunteți mari preotezi, adică foarte intuitive. Și regele de aer foarte inteligent și intuitiv, dar ați simțit ca o măști. Dacă au încercat să fie prea amabil, prea emoțional, ați simțit ca o măști. Că ceva nu e regulă. Că ascund ceva, da, apare și Eliacu. E ceva periculos. Dar erați pregătiți să vă refuze. Dacă vrea să întrebați ceva, domnule, în ce direcție se merge către cu tare lucru? Sau cât e prețul la gaze? Nu știu. Vă pregăteați să fiți refuzați, da, 4 de cupe. Eu asta văd. Și regele de aer, ce ați simțit referitor la ei? Că sunt inteligenți, dar, bine, atât că poți să-ți dai seama dintr-un om doar privindu-l fără să fi vorbit, pentru că aceasta este înainte să vorbiți. Doar când v-ați văzut. Că ceva ascunde acest om. Că ceva ascunde. Ce au simțit ei? Wow, mesagerul de pământ. Că aveți ceva să le transmiteți. Că, interesant, au simțit că veniți să le... Apropo de comunicare, am zis că vreți să comunicați ceva cu ei. Dar mesagerul de pământ. Că sunteți oameni, femei... Da, iar apare femeie și bărbat. Vedeți cum se inversează pozițiile? Că sunteți femei serioase. Femei, cel puțin în acel moment, erați plecate să, eu știu, cumpărați ceva, să investigați ceva, să creați ceva, ceva ce ținea de viața voastră, de echilibrul vostru în viață. Femei cu picioare pe pământ. Asta o simțit. Probabil vă duceați la muncă, chestiuni de genul ăsta, variază de la un om, dar asta o simțit. Cavalerul de pământ, mesagerul de pământ, este o figură foarte serioasă. Poate că v-au urmărit mersul, poate că aveți mers mai, că vorbim de mișcare. Temperat. Dar hotărât. Ce-ați simțit voi când i-ați văzut prima oară. I-am zis, era după o perioadă de trădări. Artistul, interesant. Artistul are 23 ca număr, 23 înseamnă 5. Ați simțit că orice ar fi, că vă refuză, că nu vă refuză, aveți puterea de a schimba situația în bine. Conform viziunilor voastre, mai ales ca artistul și marea preoteasă, poate sunteți artiști, poate sunteți astrologi, tarologi, nu știu, unii dintre voi să aveți calități artistice și psihice și intuitive și dar ați simțit că aveți puterea să transformați orice ar fi, orice ar fi. Cu alte cuvinte, un anume tip de încredere.
Pentru că ați trecut prin multe și vroia să reveniți la 8 de bâte, vroia să depășiți o situație din viața voastră și zici, ah, ok, și ce? Ce au simțit ei? Poate într-adevăr sunteți artiști și a zis, ok, care-i problema? Orice s-ar întâmpla, eu sunt eu, mare preoteasă, artist, trec prin problemele prin care trec, nu mă afectează cu nimic, ceva de genul ăsta. Ce ați mai simțit? Ce au simțit ei acum? Justiție. Că sunteți persoane foarte corecte. Corecte, puternice, stăpânite și care cuvântul? Concentrate pe viziunea voastră. Ce au simțit de justiție? Da. Că trebuie să vă răspundă corect dacă e ceva de comunicare, a trebuit să comunice corect, pentru că și voi sunteți niște persoane puternice și în acel moment pământene. Iar de vorbeam de comunicare, valetul de spade. Ce au simțit când v-au văzut prima oară? Că la fel, și unul și altul ați intuit că sunteți inteligenți și că trebuie să comunicați într-un anume fel. Artistul materializează, cavalerul de monede materializează, apare transformarea în timp ce vorbesc. Ceva s-a transformat de atunci, foarte mult, dar hai să vedem ce ați simțit voi când i-ați văzut. Că sunteți independente, chiar dacă treceți prin probleme, sunteți independente, că vreți să o luați de la zero într-o privință și un anume tip de deschidere. Dacă iese ceva bine, dacă nu, tot bine. În primul și în primul rând, cavalerul de cupe, ce ați simțit? Ați simțit că personajul vă atrage, chiar dacă, adică era atrăgător, era atrăgător. Iar apare calul, o chestiune care ține de călătorie, de mișcare. Ați îndrăznit să comunicați, cu alte cuvinte, pentru că intențiile au fost să comunicați ceva, să întrebați, să aflați niște chestiuni. Nu v-a mai interesat că personajul simțiți voi că are măști, nu e nimic, sunt aptă să transform, că artistul transformă. Sunt independentă, sunt puternică, eventual, îndrăznesc să o iau de la zero sau să îndrăznesc să lansez întrebarea respectivă. Dar ați făcut-o într-un mod frumos, elegant, aproape de nerefuzat. Bănuiesc că vi s-a răspuns. Lucrurile s-au schimbat de atunci. Dar am impresia că după cum arată cărțile, de la acea primă întâlnire a trecut ceva timp până v-ați întâlnit. Să zic, a doua oară și a stat de vorbă, până la trei de cupe a fost eremitul și spânzuratul. A fost ceva timp. Hai să ne vedem ce au simțit ei când v-au văzut prima oară. Sau s-au amânat, a fost nevoie... Eu știu, depinde ce ați dorit să întrebați sau să începe, să inițiați. Poate a fost un proiect care se dorea iniția sau doar o simplă întrebare sau ceva. Aici sunteți voi, aici sunt ei, eventual doamnele și bărbații. Domnii, ce-au simțit ei? Ce-au simțit ei? Ce mult au venit! Astea au fost primele, ia.
10 de spade și lumea. Într-adevăr, dacă au avut niște probleme în căsătorie, interesant, iar apare cercul și acest personaj. Voi ați apărut în vizorul lor, în vizorul lor, ca un binoclu, în vizorul lor, ca ceva foarte colorat. Ia uite, regina de băte și 10 de spade. Ca ceva foarte vibrant. Și foarte puternic. Ar spune că... Ia, ce mai e aici? Și regina de spade, wow, și justiția. Să nu spuneți, bine, dacă veți afla vreodată că acest personaj v-a văzut ca și perechea ideală, regele și regina. De spade. Și justiția care reprezintă cuplul. Ceva din ei au zis că dacă ar fi vreodată să se căsătorească, probabil că s-ar căsători cu voi sau cu cineva ca voi. Ce au simțit? Au simțit că... Da, iar călătorie. Probabil vă mutați dintr-un loc într-altul, nu știu, 10 de bâte, posibil, ori unul, ori celălalt. Poate aveți bagaje de dus sau poate erați cu mașina neapărat cu această figură. Erați într-un anume tip de călătorie. Posibil că amândoi. Dar o nouă lume, totuși, pentru acest personaj, o nouă lume s-a deschis. Iaca. Poate că au simțit, pentru unii dintre ei, ori fi simțit că și voi încerca să lăsați în urmă 9 de spade apare aici, 10 apare aici. Și voi încerca să treceți de un hop în viața voastră, dar aveți foarte multă încredere în voi. Emanați energie, radiați optimism și posibil optimismul vostru și energia voastră vibrantă din acel moment i-a inspirat și pe ei să lase în urmă, să zic, 10 de spade trădări, 5 de spade argumente, situații care apăsau pe umerii lor. Și până la urmă au răspuns cu regina de spade, regele și regina de spade au comunicat. Ce? Nu mai contează ce. Dar s-au străduit să fie cât mai corect și sincer. În ce-o fi fost atunci comunicat? Iar distanță între voi doi. Merlin, te rog frumos să nu râcăi, să nu râcăi scaunul. Te rog frumos. Hai. Fii cu minte. Păi, cam asta este. Să mai zic ceva? Cât am vorbit? O grămadă, 37. Iar fac etalare lungă. Ce ați simțit voi? Wow! Tai Chi? Ce-au simțit ei? Și justiția, am mai văzut-o. La ei apare de două justiție. În primul și în primul rând, i-ați simțit, apropo de regele de spade și de măști, ați simțit că ei sunt un anume tip de echilibru. Iau, deci aici tot un anume tip de mască. Ei, o umbră și lumină. O latură din ei o arată într-un anume fel, o latură ține ascunsă. Intuiția voastră v-a zis, măi, ceva ce încă nu știu despre acest personaj. Dar, dacă sunt în echilibru și universul vrea, voi afla. Acum, ce au simțit ei? Justiția de două ori. Într-un anume fel că echilibrați. Repet, că inspira să se echilibreze, că inspira să lase ceva în urmă, probabil, repet, voi făceați niște schimbări majore în viața voastră, 13 și nebunul, manifestați cu artistul ceva special și într-un anume fel i-ați inspirat. Vulnerabilitatea voastră iar i-a inspirat, i-a atras vulnerabilitatea voastră foarte mult. Deschiderea. Către ce oferă universul. Cam asta ar fi. Ar mai fi ceva de spus? Ce ar mai fi de spus? Sper că ați rezonat.
Dacă nu, îndrăzniți alt număr. Îndrăzniți alt număr, că nu e nicio problemă dacă uneori nu... Ia, unde am pus cărțile? Nu rezonați. Dar sigur e o chestiune de dreptate, de contract, de justiție. Trebuie să fie corecți cu voi într-un anume fel. Am pus cărțile invers, nu vreau să le greșesc. Așadar, îmi strâng cărțile și să vorbim despre numărul următor. Cei care ați ales, care era cealaltă? Unde era? Ah, numărul 2. Numărul 2, haolitul. Da? Cei care ați ales haolitul, hai să vedem. Ce au simțit ei când v-au văzut prima oară? Și ați simțit voi când i-ați văzut prima oară? Poate voi nu i-ați văzut atunci când v-au văzut ei. Se poate întâmpla și așa ceva. Acum, încerc să separ pe personaje. Am zis că aici sunteți voi, aici ei, eventual aici energie feminină, aici energie masculină, eventual. Dar se pot schimba rolurile. Ce au simțit ei când v-au văzut? Prima oară. Meni, ia ești tu afară, hai. Elin are chef de joacă. Posibil unul dintre voi avea chef de joacă. Sau posibil unul dintre voi este prădător. Îi place să agațe. Posibil. Nu știu. Bishem Adonai Mimini Mihail Umis Moli Kaviel Umis Livnai Uriel Ne Ahovai Rafael Va al roșii și hinatea. Bishem Adonai, Mimini Mihail, Umis Moli Gabriel, Umilis Nai Uriel, Ume Ahavai Rafael. Am văzut patru de foc. Dar în aceste de cărți este un personaj care cuvântează. Probabil felul în care ați vorbit unul dintre voi l-a atras pe celălalt. Patru de foc, patru de bâte e asociat și flăcărilor gemene. Posibil ceva, o flacără s-a, eu știu, a prins în sufletul uneia dintre voi și nu doar o flacără și nevoia de a avea o întâlnire cu voi, de a vă stabiliza, interesant. Dar ce se ascundea? Posibil v-ați întâlnit noaptea unei dintre voi. În fine. Hai să vedem, încă n-au venit cărțile. Am zis, aici este situația în care erați voi în momentul în care v-ați întâlnit cu ei. Curățăm cărțile. Iar pe patru de bâte. Situația... împărăteasa, super! Doamnelor, era super confortabile. Nu musai, poate că v-ați întâlnit la un eveniment. Stăteați pe vreo sofa, nu știu, erați îmbrăcate mai mult sau mai puțin frum, adică poate, unele erați îmbrăcate bine, dar important e că erați frumoase, nu contează cum erați îmbrăcate. Erați frumoase și vă simțeați bine, încrezătoare, aici este. Vă simțeați încrezătoare. Posibil purtați ceva roșu sau alb, dar aveați flacără în voi, aveați pasiune, aveați încredere. Vă simțeați puternice, vă simțeați femei, vă simțeați bine. Chiar dacă situația au fi fost lipsită de confort, vă simțeați bine. Energia lor. Creați ceva, erați în punctul în care voi creați ceva, pregăteați un proiect, lucrați la vreun proiect, erați creative. Și fiind creativă, vă simțeați bine în pielea voastră, energia lor. Wow, luna și îndrăgostiții. Ne, sigur a fost noapte.
Cred că a fost, pentru majoritatea, cred că a fost noapte. Acest personaj avea opțiuni, dar avea destule opțiuni, dar avea și multe frici. Acest personaj are frici, în general, probabil de a fi refuzat, de a, nu știu, are niște frici. Dar în momentul în care v-a văzut îndrăgostiții, a simțit, a intuit că e o întâlnire predestinată. Că e o întâlnire predestinată. Că veți fi împreună, că trebuie să fiți împreună. Posibil a simțit nevoia să vă țină de mână, nu știu, pentru unii, dar, adică nu știu exact pentru cine, ce și cum. Marcaș puternic în rac, gemeni și ce mai apare? Taur, balanță. În fine. Intuiția a spus că voi sunteți persoana lor și că vor trebui să aleagă. Între ce? Între opțiunile pe care le au, va trebui să se gândească cum să vină să vă cucerească și să exprime emoțiile pe care le simt. Ia mai dăm o carte totuși pentru împărăteasa, că aici e o singură carte. Clarificăm împărăteasa pentru numărul 2. Energia voastră. Clarificăm împărăteasa. Unde erați voi? Dar sigur erați pe punctul să creați ceva. Înainte, în timpul unui proces creator. Ia uite, 6 de bâte, deci aveați... Mai. Creați ceva, un proiect care să vă aducă succes. Erați voi într-o stare bună. Erați plecați în oraș și toată lumea se uita la voi într-un anume fel. Poate că nu era, repet, nu ține musai de lux în îmbrăcăminte, dar aveați o energie super creativă și frumoasă și atrăgea lumea. Da, atrage, poate că atrage și nu vă dea seama. Și ați atras și pe ei. Energia voastră. 6 de bâte. Mă duc să rezolv nu știu ce problemă, dar am așa încredere în mine că o să o rezolv încât se simte. Energia se simte. Ce să mă zic? Ia uite, și voi aveați opțiune. Repet. Și voi aveați opțiune, dar aveați și o dezamăgire de care tocmai vă vindecați. Erați în faza în care depășiți serăți o dezamăgire și vă simțeați încrezătoare. Ai, sunt puternică, pot să fac cu tare, am depășit și dezamăgirea asta. Sunt ok. Ok. Rățăm cărțile. Wow. Ia uite ce apare mai. Phoenix, apropo de transformare și de putere. Și cum îi zice mai libelula? Iar o chestiune de comunicare. O comunicare jucăușă, creativă, dar care transformă. Poate că aveți... poate, cu trei. Trei înseamnă comunicare. Poate că aveți puterea de a comunica și felul în care vorbiți transformă oamenii, ambientul, într-un anume fel. Nu știu dacă știți, dar aveți descoperit la un moment dat cândva în viața voastră chestia asta. Energia feminină. Și repet, tocmai ieșeați, că am văzut 3 de spade, ieșeați din cenușă, dintr-o dezamăgire. Apare element apă și foc. Energia lor. Când v-au văzut prima oară. Acum, pentru cei care știți că i-ați văzut după ce v-au văzut ei, pentru că apare totuși un bărbat de succes. Un bărbat care atrage și el atenția. Și o femeie puternică, femeie divine feminine, femeie divină care s-a transformat și se transformă și știe către ce merge. Știe ce vrea. Nu vrea pe oricine. Vrea pe cineva care o vede și care o apreciază și o respectă. Nu știu dacă acest personaj știa ce sunteți, dar voi știați ce sunteți. Urma să descopere, bănuiesc.
Urma. Oricum s-a îndrăgostit. Clar. Acest personaj s-a îndrăgostit de voi. A simțit că e ceva foarte special. Dar dacă la un moment dat voi v-ați întâlnit cu ei după ce v-au văzut ei pe voi, cu alte cuvinte, ei au venit înspre voi să comunice, că am zis că ei vreau să comunice, v-ați simțit bine în momentul în care au comunicat. Cu alte cuvinte, v-ați simțit frumoase. Nu știu ce au comunicat, dar v-ați simțit frumoase. V-ați simțit, cu tare vorbește cu mine, înseamnă că e ceva de capul meu. E ceva de capul meu. Hai să vedem. Sunt mai multe mesaje. Vedeți cu care rezonați. Nu știu, deci omul ăsta a vrut să vă pețească. Să... Pe bune, așa mi-o pare că a vrut să vă pețească de prima oară, dacă s-ar fi putut. Da. Mi-a zis, a simțit. Probabil că un personaj foarte intuitiv. Hai să vedem energia lor. Nu uitați, energie feminină, energie masculină, puteți să schimbați, aici sunteți voi, sunt ei. Dacă sunteți bărbați, puteți să schimbați pozițiile. Energia lor, totuși. Au simțit că sunteți misterioase, că luminați calea, noaptea, întunericul, fricile, aveți ceva, pentru că aveți încredere, pentru că voi v-ați transformat, de azi că aveți puterea să radiați și noaptea și ziua. Wow, energia lor. Don Quixote, nu e Don Quixote, cum îi zicem? Macho man, cum să-i zic? Un mândru, energia, hai să iau și pasta. Wow, mândru, că tot aveți două, un mândru, înalt și bine făcut, eventual, pentru unii dintre voi. Și foarte, ia uitați-l. Foarte pot să zic să-mi aleg cuvântul, în momentul în care v-au văzut acești bărbați s-au simțit foarte atrași sexual, aroused. Foarte atrași sexual de voi, foarte atrași sexual de voi. Fuck it. Energia lor. N-am zis, nu, niște mândri care știu că sunt frumoși, știu că sunt puternici, știu că toată lumea se uită la ei, apropo de șase de bâte, dar doritorii au iar cavalerul de spade, doritor să comunice cu voi, să vă impresioneze, orice blocaj ar fi în calea întâlnirii cu voi, să dărâme blocajele ca să face elefantul. Și cu... Da, nu știu, poate într-un anume fel a fost un flash de kundalini, flash, zic așa, un șoc, o frântură, n-a apărut turnul, dar pentru mine chestia asta sugerează trezirea lui Kundalini, imaginea aceasta, focul acesta de la prima chakra până la ultima, activarea unei energii. Regele de bâte și cavalerul de spade. Pff. Super pasional, super bine făcut, sportivi, ăștia sportivi. Nu neapărat de performanță, dar sunt oameni care își lucrează corpul, care țin aspectul lor fizic, care vor să impresioneze și impresionează. Le-am zis, au venit cu ceritor înspre voi și poate și voi, tipul ăsta stă de vorbă cu mine? Înseamnă că e ceva de mine. Nu știu, sunt niște mesaje, dar ceva intens. Foarte intens a fost între voi. Foarte intens. Însă posibil voi să fi simțit interesant cu acest această libelulă tocmai trecând, ieșind din niște transformări, din niște decepții, dați în urmă să vedeți, și tocmai având încredere în voi, pentru unii posibil ați simțit că acest personaj posibil să fie dragonfly, un cavaler trecător, care vorbește frumos până ajunge în punctul G. În punctul G. Ați înțeles, da? Da. Air share. Ce-o simțit ei față de voi? Voi ce talări?
Chiar îmi plac astea. Ce au simțit ei față de voi când v-au văzut, nu când ați vorbit. Când ați vorbit va fi alt serial. Când v-au văzut. Probabil acest personaj, iar foarte puternic de altfel, îi place viteza, cavalerul de spade, îi place iubește viteza. Dar, conștient că toată lumea se uită la ei și probabil doritor să vă uitați și voi la ei. Mândri, mândri, mândri. Probabil că vin dintr-o familie mai specială. Posibil, posibil nobilă. Nu obligatoriu, dar dacă nu e nobilă, ceva în viața lor îi fac să fie cam orgolioși. Asta e energia lor. Dar, repet, nici cu voi nu mi-e rușine, pentru că și voi știți. Și nu e vorba de bani, voi, aici e de energie divină, aici e Pluto, Pluto, da, am zis Pluto, este Phoenix, este femeia divină care are născut. Care bancă n-are bani, femeia divină își cunoaște valoarea, știe că oricând poate să creeze și că o să aibă victorie mai devreme sau mai târziu. Din acest motiv, acest personaj a simțit, dacă el e puternic, a simțit că sunteți potriviți unul pentru celălalt. Interesant, apare îndrăgostiți în timp ce vorbesc. A simțit nevoia să vă cheme înspre ei, eventual. Poate, iar apropo de aroganță, poate unii s-au păcălit, au avut impresia că nu sunteți dintr-un anumit tip, dintr-un anumit punct de vedere la nivelul lor și au zis că hai că cobor eu de la mine din mașină și ofer o mână de ajutor. A fost o greșeală, cred că, pentru că mister există față de voi. Sunteți misterioase. Ce a simțit voi față de regina de cupe? Blândețe, pot să zic blândețe, dar a venit pe orizontal. Poate ceva din energie, poate ați simțit că ar putea să vă manipuleze cu regina de cupe pe orizontal. Dar... da, că acest personaj vrea să fie în control și că manipulează un pic emoțional. E un anumit tip de neîncredere, tocmai repet, pentru că sunteți foarte pasionale, înflăcărate și transformate. Sau, și ați fost, nu știu câți ani sunt de atunci, dar nu contează. Ce-au simțit ei când v-au văzut? Poate un pic v-au destabilizat echilibrul emoțional, discuția cu ei v-au transformat. Poate și pe voi v-a aprins la un moment dat, dacă a fost și vreo declarație, posibil și asta. Cavalerul de spade vorbește, regele de bâte simte intens atracție, sexualitate, dorință de a avea. Poate că ei au declarat ceva, că vă plac și că se simt atrași într-un anumit fel. Și voi ați spus, este ceva necurat la mijloc. Am trecut prin atâtea, acum m-am transformat posibil acest personaj să fie... Dar vedeți, vă regăsiți foc și foc, dar e super intens la voi. Aer și aer, culorile se roșu, roșu. Bine, roșu e aici, este la... Exact de aici pleacă Phoenix-ul. De aici, din prima ceacră. Și verde-albastru, ce au simțit ei? Poate că v-au destabilizat un pic emoțional. V-au făcut un pic să... Ce au simțit ei? Ia uite, cavalerul de cupe au vrut... Da. Dacă n-au făcut oamenii ăștia o declarație, m-aș mira. Ce au simțit când v-au văzut? Nevoia să comunice. Că au găsit peștișorul de aur, că s-au îndrăgostit, că ceva. Până acum n-au văzut așa ceva. Că toate cupele sunt goale. Și 7 de cupe. Din toate opțiunile, interesant. Că am vorbit de opțiuni mai devreme. Ia uitați. De opțiuni mai devreme. Dintre toate opțiunile, au simțit, măi. Au simțit că toate sunt goale și că doar voi sunteți cupa plină. Și nu doar plină cu emoții, plină cu multe oportunități.
că v-au visat, poate au vrut, nu știu dacă au reușit să comunice chestia asta, dar intenția asta a fost. Că sunteți un vis, că v-au visat, că... Ce frumoasă sunteți pentru unii. Dar ceva, ceva a fost. Dar acest personaj e învățat să conducă, într-adevăr. E învățat să conducă și ceilalți să se ploconească în fața lor. Și posibil că intuiția voastră a simțit ceva. Nu știu ce s-a mai întâmplat, o să mai vedem în detaliile colective, dar ce au simțit? Că până acum n-au văzut așa ceva. N-au simțit. Acum li s-a luat vălul. În momentul respectiv li s-a luat vălul de pe ochi și văd dragostea, văd pasiunea altfel, adevărata pasiune. Ce chestii! Ce au simțit pentru voi când v-au văzut prima oară? Și repet, poate că ei v-au văzut înainte și voi după, sau voi înainte și ei după. O dată, de două ori. De trei ori. Ceva era cu sus în jos, iar Marea Preoteasă a făcut de intuiție. Intuiția. Unul a fost ce s-a simțit voi? Regele de apă. Regele și regina de apă. Eventual i-a simțit un pic pe ei dezechilibrați emoțional și voi a trebuit să fiți în control. Dar un anume tip de-ați simțit... Mai... I-a simțit emoțional, mai... Le-ați simțit emoțiile. Că, dragii mei, împărăteasa vine după Marea Preoteasă. O să vorbesc o dată despre chestia asta din perspectivele misteriilor egiptene. Împărăteasa este foarte intuitivă. Foarte intuitivă. Ați simțit că, într-adevăr, este ceva. Sunt emoții adevărate. Chiar un pic destabilizatoare. Sau destabilizante, dar ați încercat eventual să fiți voi în echilibru. Sau și unul și altul ați încercat să fiți în echilibru emoțional. Știți ce cred cu regina de cupe? Am senzația că voi ați refuzat ceva pe orizontal, ați blocat. Voi ați blocat ceva în situația asta, nu știu ce și cum. Dar ați blocat. Ei, ce au simțit ei? Nu v-au văzut. Chariot of Fire! Știți? Albumul acela? Sau chiar melodia? Vai, cum era? Am uitat, aduceți-mi aminte, Chariot of Fire. Nu știu dacă Evanghelist, nu cred că Evanghelist, cred că e cealaltă, celălalt. Chariot of Fire. Chariot of Fire, Tubular Bells, cine scria, cine cânta, cine avea, compunea Chariot. Da, am vorbit de condus, acest personaj conduce cu viteză, clar, marcaș puternic, în semne de apă, pești, rac, scorpion, puternic, Pluto, iar este foarte marcat, scorpionul, de fapt, într-un anume fel. Ce-au simțit? Dar interesant, acest faeton este condus de energia feminină, vedeți? Că, wow, că voi puteți să-i conduceți. Că împreună, da, sunteți împreună, sunteți puternici, dar voi îi veți conduce. Acum, nu știu, eu vă zic ce au simțit, poate că încă nu știți. O să aflați cândva, dacă nu au apucat să mărturisească, o să aflați cândva acest lucru. Și, că ascundeți asta, că ascundeți o forță. Că ascundeți o forță. Stai, eu mai canalizez un pic. Care este doar pentru ei sau care este pe care doar ei sau foarte puțin o văd. Și sunteți foarte diferiți unul de celălalt, însă împreună puteți să aveți 6 de bâte. Amândoi v-ați simțit victorioși, oameni, amândoi sunteți încrezători și puternici.
Însă acest personaj a simțit nevoia să vină înspre voi. Interesant, faetonul e condus de împărat, dar în acest set de cărți e condus de o femeie de împărăteasă și împărăteasa este aici. Și 6 și 7. Această întâlnire foarte, foarte ciudată. Iată, foarte ciudată întâlnirea dintre voi. Ce ați mai simțit? Ha. Transformare. Moarte și renaștere. Iac, mare preot. Ce ați simțit voi în momentul în care i-ați întâlnit? În primul și în primul rând, voi v-ați dori să fiți în echilibru și în autoritate. Voi trebuie să fiți înțelepți, înțelepte. Eventual. Ce au simțit ei? Nu vedeți că nici n-am amestecat bine și au venit cărțile. Ce au simțit ei? Când i-ați văzut? Sau când v-au văzut ei? Ce au simțit ei când v-au văzut? Repet, pot să fie momente diferite. N-am vorbit despre cum ați comunicat, ce ați comunicat, ce au simțit când v-au văzut. Iar doi de bâte. Interesant, probabil că ei v-au observat, apropo de ce am zis mai devreme. Probabil că ei erau într-o poziție, turn sau situație sau pur și simplu, într-o poziție, la, nu știu, la etaj. Sau poate era undeva mai sus și voi mai jos, sau poate să iei să mai înalți cu regele ăsta, cu elefantul ăsta și voi mai minione. Ideea este că ei v-au observat, ia uitați. Și au fost puși în situația în care au trebuit să decidă ce să facă. Să stea sau să vină înspre voi? Un impuls puternic de a veni înspre voi. Și iar ce au simțit? Multe emoții, uitați, în față emoții. Și avem aici regele și regina de cupe, pe partea voastră, în mod special. Multe emoții au simțit. Uf, ce mai simt? Simt și ce au simțit și ei. Au simțit, da, că dacă vor veni spre voi, riscă să se piardă în cazul în care nu sunt în echilibru și nu... Da, să se piardă în acest ocean de emoții. Deci și eu simțit foarte mult. Nu uitați că ei au 7 de cupe și valetul de cupe. Foarte multe emoții. De, din oceanul ăsta de lume, de figuri pe care l-au cunoscut, voi sunteți ceva foarte speciale. Ce au simțit când v-au văzut? Ia să vedem. Ce au simțit când i-ați văzut voi? Ia să vedem. Ce a simțit voi când i-ați văzut? Ce a simțit voi când i-ați văzut pe ei? Odată. Ce-a simțit voi? Regele de monede. Posibil că ați simțit că au bani sau că vin dintr-o familie cu bani. Malepreu și regele de monede și regele de cupe. Poate că ați simțit că mai au pe cineva. În acest motiv, regina de cupe a blocat. E un blocaj care, emoțional pe care l-ați produs voi, doamnelor, în mod special, sau cei care se simt aici. Însă, interesant, deși vorbim de energie feminină, apare energie masculină aici. A simțit că au bani.
Dar vedeți voi, e o diferență, că aici este înțelepciunea voastră a femeii divine. Voi vă simțiți în putere, vă simțiți victorioase, dar nu banii vă fac. Aveți abundență, dar abundența nu înseamnă de bani în bancă, nu are legătură cu bani în bancă. Poate că unul dintre voi are un căine, nu știu. Iar ați simțit că acest personaj are, dacă are bani, are și opțiuni și creează confuzie. Și iar interesant și la voi, această situație a rămas într-o așteptare, într-un stand-by după acea întâlnire. Ce au simțit ei? Ia uite. Îndrăgostiții și nouă de bâte. Iar îndrăgostiții de două ori apare și roata norocului, că le-a schimbat, că întâlnirea aceasta le-a schimbat viața. Că, ia uite, astfel de bâte, această atracție față de voi le-a schimbat viața, asta au simțit. Dar foarte interesant este că, iar apar îndrăgostiții, chiar dacă sunteți diferiți, iau uite, unul alb, unul negru, nu neapărat ca și culoare, ci ca stil. Poate unui materialist, altul este spiritual. Posibil aici voi să fii spiritual și ei să fie mai materialiști, mai impulsivi, mai sexuali. Și voi spiritual, emoțional. Dar v-au dezechilibrat un pic întâlnirea cu ei, eventual. Nu știu dacă a fost în același moment în care și ei v-au văzut, dar ceva v-a destabilizat. Și interesant că acum apar și la ei cărțile pe orizontal. Ceva v-a destabilizat și pe unul și pe celălalt. Voi, posibil, energia feminină să fi pus niște blocaje. Din niște motive. Ați trecut prin niște probleme și... Așa ați simțit nevoia să manifestați înțelepciunea voastră, mare preot. Pentru că sunt niște alegeri importante de făcut și în viața lor și în viața voastră. Chiar dacă această pasiune a venit într-un mod misterios, luna revine și a fost o întâlnire de destin, roata norocului, întâlnire de destin, întâlnire care schimbă destinele. Cum se vor manifesta, vom vedea și cred că o să fie continuarea în... Da, numărul 3 continui într-un alt videoclip. Sper că v-a plăcut. Nu vă supărați că separ acum numerele. Ascultăm în continuare. Numai bine, la revedere!